bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! După cum știți, îndrăgiții actori din serialul nostru TV, Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, au răspuns la întrebările fanilor lor. Halil Ibrahim Ceyhan, întrebat dacă ar avea un proiect de film, a spus că ar putea exista o astfel de surpriză. Acest răspuns i-a luat puțin prin surprindere. Fanii seriei comandate au fost supărați, crezând că Halil Ibrahim Ceyhan va juca rolul principal alături de un alt actor. Slavă Domnului, o declarație a lui Halil Ibrahim Ceyhan a sosit astăzi. Și că filmul este încă în faza de proiect, dar dacă proiectul va fi finalizat, protagonista feminină va fi cu siguranță Slatir Koglu. Producătorul seriei Emanet urma să facă oricum acest film. Ei bine, nu știam ce să spunem. Ne simțim foarte ușurați. Pentru că nici nu mi-l pot imagina pe Halil Ibrahim Ceyhan cu altcineva. Fie ca celor care mai însotesc să le placă videoclipul ca să știe numărul nostru. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre pe această temă. Pentru că mandatarii acordă importanță comentariilor făcute. Ei decid în funcție de public. La revedere!